Pandemia de COVID-19 a dat peste cap viața cotidiană din țară. Șuieră vântul nu doar la calea ferată din Moldova, ci și în autogări. Puținii pasageri care decid să se deplaseze la Chișinău o fac din motive de sănătate sau pentru a procura produse alimentare. Merg, da, pe la oră, fiecare avem 15 minute. O călătorie cum a fost, așa și este. Numai pe scaune și așa lumea puțină, când are bani și nu vine, că s-a scumpit transportul, mai mulți pensionieri și nu poate. Chiar mă uit, 5-6 oameni călătorii merg în transport. Nu costă din parfetița, e rău cu epidemia asta. Dumneavoastră cum așteptați, unde vreți să ajungeți? Unde e acasă? Sporien, la Bălăurești. Când nu era autocarele, era greu, nu ajungeați. Da, trebuie să luăm mașină de ocază. Plătim mașina din sat ca să venim până la Chișinău. Da, sunt cross. Putem veni, măcar că suntem și noi bolnavi, suntem sănătoși. E ca pentru o măsă am venit. Mai ușor să ajungi la piață, înapoi. Blasadova. Am fost după mâncare. Da. Da. Bebeluș, control medical. Prin alte farmacii nu-i de găsit. De câte ori sunteți nevoiți să faceți turul ăsta până la Chișinău? O dată în lună. Microbuzele sunt dezinfectate în stațiile terminus, iar călătorii sunt îndemnați să poarte măști și mănuși, susțin șoferii de la autogara centrală din capitală. Sunt prea puțini călători, spun ei, iar cursele sunt nerentabile. Eu știu curse mai puține. Călători aveți mai puțin? Călători sunt mult mai puțin, nu că puțin, dar sunt puțin de tot. Adică eu deja am 3 zile de când mă punez de la gara Nisporeni fără călători. La Nisporeni plecăm când 4, când 6, când 5, când 2. Potrivit șoferilor de microbuze, fluxul de călători a scăzut de 3 ori față de perioada analogică a anului trecut. Un flux normal anii trecut, cum normal? Era mediu, să zicem așa. Dacă luam la mediu dus venit, avem în jur la 10, la 40-60% încărcare. Acum avem sub 20%. Adică ieșim în capete cu cheltuielile, când nu ieșim. O mare parte dintre angajații căii ferate din Moldova sunt în șomaj tehnic. Casele de bilete de la calea ferată din Moldova rămân deocamdată închise pe perioada de carantină. Amintim, autoritățile au anunțat că vor scoate din 1 iunie unele restricții dictate de pandemie. Anterior, șeful statului Igor Dodon a menționat că soluția de reluare a activității transportului internațional feroviar și terestru vine în condițiile în care situația epidemiologică din țară permite acest lucru. Interdicțiile care rămân în vigoare și după 1 iunie vizează activitatea grădinițelor, a școlilor și întrunirile în grupuri mai mari de 50 de persoane.